Adria Voicu, poți să ai multiple relații Twin Flames pe parcursul vieții, relații care se pot arde, consuma și nu mă refer neapărat la sex, tu ce crezi? Poți să ai multiple relații Twin Flames, am explicat, chiar și cu parteneri care sunt karmici. Ei sunt energia care vine să corecteze ceea ce trebuie corectat. Important este să nu sucombezi, să nu cedezi, să nu renunți la bătălie așteptând un ideal pe cal alb ca acel ideal să vină în viața ta, tu trebuie să-ți ridici energia pentru a fi idealul. Pentru că dacă tu îți ridici energia spre a fi idealul, vei căpăta organele de simț pentru a percepe idealul. Da? E nevoie, iată, de percepția feminină ca să-l putem percepe pe masculin până nu mi-am dezvoltat ochii de văzut sau organele de simț prin care eu să detectez că acest personaj este în viața mea, eu nu văd. Haide să nu fiu atât de abstractă. Cel mai, cel mai simplu exemplu. Să spunem că vorbește cineva foarte elevat folosește cuvinte din aceste abstracte, elevate, elogvente. Și avem pe cineva care n-a fost la școală, nu a fost educat. Și asta se întâlnește și zice, ce mai vorbește ăla? Ce, ce tot dă ăla din gură? Nu înțelege cuvintele acestea elevate. E și să spunem că luăm pe acesta care nu înțelege și îl învățăm abecedarul, îl învățăm să buchisească, îl învățăm să citească, ia toate lecțiile necesare, învață și citește cât mai multe cărți și la un moment dat se intersectează cu acest personaj care vorbea elevat. Dar de această dată tot ceea ce spune ăsta îi zumzăie și lui în urechea. Ah, deci la asta se referea. De aceea se uită foarte mulți bătrâni la emisiunile acestea TV, de la TV și spun, ai văzut ce deșteaptă e fata aia, mamă ce mult îmi place de ea. E deșteaptă doar pentru că știe două, trei cuvinte pe care tu nu le știi. Dar învață acele cuvinte și plasează-te pe picior de egalitate și atunci vei vedea o cu totul altă lume. Un alt exemplu, ajungi într-o firmă și ești ultimul care a fost angajat acolo, nu ultimul angajat, ci ultima persoană care a fost angajată. Prima dată când intri ai văzut că toată lumea știe ce are de făcut, mai puțin tu, ție ți se introduc, ți se prezintă uh, colegii tăi, ți se arată unde e calculatorul, unde e biroul tău și stai acolo cu două mâini împleticite, nici toaleta nu știi unde e. Dar stai acolo două săptămâni, două luni, un an și lucrează cot la cot cu oamenii aia și îți vei da seama că ăla pe care tu îl considerai un deștept, era un mare... Uh, uh, tăietor de frunze la câini, da? Tipa aia pe care tot credeai că este foarte deșteaptă este o mare diletantă și o impostoare. Toate lucrurile pe care credeai că nu știi să le faci acum le dibuiești pentru că ai învățat și te-ai elevat, ți-ai ridicat nivelul, da? Așa că toți partenerii cu care noi suntem până în momentul în care ne vom putea deschide inima către această iubire necondiționată, reprezintă energia Twin Flame-ului nostru, care nu face decât să reflecte vibrația pe care suntem. Dacă eu acum sunt cu un bărbat care este prost, da? și nu știe vorbă omenească și strage doar una sau molfăie ceva, râgâie și pârție prin bucătărie, acela este nivelul meu de vibrație. Poți să folosești întotdeauna partenerul cu care te afli în funcție de nivelul tău de vibrație. Ori dacă eu stau aici și zic, băi, ce viață nesuferită, eu l pe idealul acela pe cal alb, dar nici nu fac nimic, nici nu învăț, nici nu mă ridic, nici nu mă elevez, nici nu trag lecțiile din relația actuală pe care o am, voi fi veșnic la acest nivel. Și unii oameni așteaptă până la adânci bătrâneți în aceeași condiție. Nu spun acum să vă schimbați partenerul, dar poate dacă tu te elevezi un picuț și spui Băi, eu refuz să mai fiu genul acesta de femeie care stă și încasează uh, ocările soțului, da?" Ce trebuie să fac eu ca să fiu mai bună? Păi nu știu, vreau și eu să am acces la niște oameni care sunt mai de cultură. Ce trebuie să fac pentru asta? Mai fac niște cursuri, mă angajez într-un loc care mă pune în valoare, care mă ajută să promovez. Poate citesc mai mult, poate mă documentez, poate învăț ceva, mă duc la două, trei cursuri, nu din acestea de vudu și spiritualitate și cum să mă integrez eu cu Twin Flame-ul meu în în poziția 69, ci cum mă fac eu pe mine un om mai valabil, un om mai valid, un om mai demn de respect. Lucrând cu asta, nu trebuie neapărat să umblați din floare în floare, pentru că toți aceștia care sunt pe cultura Twin Flames de-abia așteaptă să fugă să-și înșele partenerul. Ci eu mă ridic astăzi aici. Și asta vine acasă și nu mai are pe cine să cicălească pe frecvența pe care nouă, pe care eu mă aflu. Nu mai găsește interlocutor aici. Acesta va avea și el, de acum înainte, posibilitatea să se ridice. Băi, dacă eu rămân aici, nu mai am cu cine să boxez, nu mai am cu cine să vorbesc. Ori mă ridic și eu, ori îmi iau tălpășița. Dacă această energie din Yin și Yang a ocupat spațiul ei corespunzător, spațiul lui Yin sau spațiul lui Yang, celălalt va trebui să se muleze accordingly, în asentiment cu această mutare, da? Așa că dacă tu te elevezi, tu lucrezi la tine, tu te disciplinezi, tu te dezvolți, tu evoluezi, celuilalt nu îi lași de ales decât să ocupe fix aceeași formă de energie. Dacă nu este în stare să suporte acest voltaj, va pleca el. Va pleca el. De fiecare dată când aveam o rugăciune în relațiile mele năbădoioase din tinerețe, spuneam că nu-mi plăcea să dau papuci, nu-mi plăcea să mă separ de cineva. Spuneam, Doamne, fă ca drumurile noastre să se separe într-un mod natural și firesc. Și se separau într-un mod natural și firesc. Pentru că eu refuzam să mai stau în energia aceea care nu mă hrănea, care nu mă ajuta, care mă împiedica să evoluez, care mă menținea în stagnare, da? Așa că, iată răspunsul lung, Adria Voicu. Da? Răspunsul lung la o întrebare scurtă. Așa că toți partenerii pe care îi avem îi putem folosi ca o oglindă, ca un barometru, dacă vrei, al stadiului în care noi suntem în prezent. Îți place ce vezi sau dacă nu-ți place ce vezi, cum îmbunătățești? Și nu trebuie să-l îmbunătățești pe partener, ci lucrezi doar cu tine. Tu ești singura prima materie din alchimie, da? Materia primă.